Radio Guerilla. Cea mai mare brânză. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi îl am ca invitat pe Valeriu Nicolae. De mult plănuiam, Valeriu, să te invităm în emisiunea noastră, de când a apărut cealaltă carte, Nu tot ei. Și am tot amânat, între timp a apărut încă o carte, așa că o să începem prin a vorbi despre a doua carte, ca să nu fim depășiți, nu-i așa, de mersul rapid al evenimentelor. Ultima carte se intitulează Țigan Țăndări. Și ai publicat-o pe cont propriu ca să finanțezi un proiect extraordinar de a crea o grădiniță. Dar vreau să întreb, de ce Țigani Țăndări? Ce înseamnă titlul ăsta, Țigan Țăndări? Eu m-am făcut țăndări de foarte multe ori. Relații foarte dificile care m-au făcut pe mine praf și un fel de a recompune cioburile. Și mi s-a părut că Țăndări sună mai bine decât Țigan Cioburi, așa că am fost de asta. Bun, în primul rând e foarte muzical, este o frumoasă aliterație, Țigan, Țăndări, dar nu e incorrect politic să spui Țigan, ce o să zică, nu știu, Gelu Duminică sau alții? E un cuvânt urât, nu-i voie să spui Țigan. Cuvintele nu sunt urâte, felul în care le folosim noi poate, adică numai... Mintea noastră poate fi urâtă, cuvintele nu sunt urâte. Adică depinde de intenție. Da, absolut. Iar dacă citiți cartea, e foarte clar de ce folosesc Țigan Țăndări. În povestea aia de dragoste a fost folosit de multe ori și n-a fost folosită niciun fel. Țăndările, țăndările, nu? Da. Da, asta mi-aduce aminte că eu fiind, mă rog, politicos, așa spun, foloseam termenul rom. De altfel îl folosesc, evident, în continuare. Și am fost corectat de mai multe ori. Mi se spune, lăsați-mă cu formulele astea. Eu sunt țigancă, ne-a spus o, mă rog, pot să spun chiar prietenă de-a noastră. Dar, ce formule de asta? Deci de mai multe ori mi s-a întâmplat asta și mi-am dat seama că depinde cu cine vorbești, depinde de intenție, depinde dacă există o dorință de a jigni, cum evident că se poate întâmpla, cred că toate lucrurile astea trebuie luate în considerare. Sau o sensibilitate, da. Iar problematica asta e foarte prezentă în carte și am impresia cumva că după 90 cumva a existat un fel de eliberare și a unor resentimente. Da, așa cred. Anii 90 au fost cumpliți. Deci, pentru mine, anii au fost cei mai grei și brusc am devenit din un tip normal, am devenit brusc țigan, țigan borât, țigan nenorocit. Și da, aia a fost o perioadă grea, a fost o perioadă grea mai ales când eram îndrăgostit și îndrăgostit bine, bine. Și brusc relația n-a mai putut continua nu pentru faptul că noi nu eram foarte bine, ci n-a mai putut continua încă. Societatea din jurul nostru nu prea accepta ca o blondă frumoasă și dintr-un neam de cât de cât de aristocrat să umble cu un țigan. Și asta te-a făcut țăndări. Da, și asta și multe altele. Spune-mi, are legătură asta cu faptul că ai plecat în străinătățuri? Da, sigur. Deci de fiecare dată, mie mi se pare că în fiecare călătorie câștigi ceva și pierzi ceva. Și o parte din tine rămâne acolo, în locurile alea pe care le-ai iubit pentru o perioadă. Te rog, detaliază puțin, că e vorba de Germania, e vorba de Italia, e vorba de Statele Unite, de Canada. Cel mai mult m-a mirat, m-a surprins faptul că ai fost în țări exotice, în Laos, în Thailanda. Da? Asta e extraordinar, mă uit cu fascinație. În ce sens se aplică ce spuneai adineauri la aceste situații specifice? Păi, în fiecare din țările ăștia a fost o experiență pentru mine. Eu, de exemplu, în Statele Unite am fost destul de timid la început. Lucram pentru o companie puternică și
cumva am vrut să mă justific, bă, stați să vedeți un pic că sunt țigan și păia nu înțelegeau ce voiam să le zic. Și îmi ziceau, nu, da, păi și eu sunt iranian, nu stai mă, deci eu sunt țigan, nu înțelegi tu. Și până la urmă am aflat cu stupoare că de fapt era bine să fiu țigan în Statele Unite, că brusc eram boem, romantic, eu făceam programare, deci făceam niște algoritmi matematice acolo, deci nu se potrivea deloc cu mine, dar a mers, deci a funcționat. Intrai și în schemele de diversitate. Da, exact, da. Și eram cumva exotic brusc, da, exotic bun, deci nu exotic, băi, stați, hai să ne verificăm. Adevărul e că și pentru mine Statele Unite au fost o experiență foarte diferită de Franța, pentru că în Statele Unite nu contează că ești diferit de ceilalți, adică nu miră pe nimeni, da? E de la sine înțeles că toată lumea e altfel, nu te simți diferit așa cum te simți în Germania, Franța, alte țări europene. Bine, nu eram mexican sau negru, că dacă aș fi fost mexican sau negru, nu ar fi fost la fel de simplu. Deci, na, și Statele Unite au probleme cu rasismul, dar na, asta cu țiganii nu era o problemă atunci. În Germania, prima mea ieșire în Germania a fost foarte traumatică și super haioasă, că nu pricepeam cum funcționează nimic acolo. Țin minte că în aeroport n-am știut nici măcar să iau un cărucior, că mi-a fost frică că căruciorul ăla o să mă coste o marcă. Și eu aveam toată averea familiei, 68 de mărci, pus și în chiloții. Da, da, mama îmi cususe un buzunar în chiloți ca să nu mă fure nemții. Și partea super haioasă a fost că exact atunci, deci prima zi am aterizat pe aeroport, m-am dus și am cules o lalea, erau lalele puse acolo și a venit un polițai să mă amendeze cu 15 mărci. Mi-a venit rău, deci am zis, aoleu, 15 mărci, dar de poliție, ce naiba să faci? Și am zis, hai că scot din, să-i dau la 15 mărci. Și a zis la omul, nu, stai, las, nu-ți mai dăm amendă, tu să fii sănătos. Deci au fost multe întâmplări. Da, să revenim. Anii 90, cel puțin începutul anilor 90, destul de traumatici. Asta probabil contribuie, nu, la plecare, ca, de altfel, ca pentru foarte multă lume, da? Da. Pentru enorm de multă lume, anii 90, la început cel puțin, au fost traumatici, au plecat. Cei mai mulți nu s-au mai întors. Iată-mă că te întreb, e o întrebare pe care adesea mi-o pun și mie însumi. De ce naiba te-ai întors? Oh, complicat. În mod, știu că sună și mă enervează chestiile patriotarde, dar eu chiar mă simt foarte bine în România. Deci, m-am întors că cumva am tot încercat să mă găsesc, să găsesc o fericire undeva și nu m-am, adică în Statele Unite, în momentul în care am avut foarte mult succes și na, cum ar să folosesc cuvintele lui frate meu, când m-am scos, m-am simțit nefericit și am vrut să vin înapoi în România. Și aici mă simt, cred că a te simți bine depinde foarte mult de utilitate. Și în România m-am simțit cel mai util. Da, spune-mi, în Statele Unite cât ai stat? Că eu, dacă am înțeles bine, a fost cel mai lung sejur. Nu, cel mai lung sejur a fost în Canada. Am stat un an și vreo 6 luni. Și în Canada am stat aproape 3 ani. Bun, dar cumulat, mă rog, Americile de Nord atunci. Da, Americile, da, s-au amestecat, da, așa e. Da, nu era ce drept, n-a fost mare diferență, mai ales că o bună parte am trăit-o între Vancouver și Seattle, deci între Canada și Statele Unite cam tot timpul și nu am simțit vreo mare diferență între canadieni și americani. Iar în țările astea asiatice, ce ai căutat? Lucram pentru o superorganizație și eram director regional. Și eram pe un trend ăsta ascendent, adică cumva le-am plăcut foarte mult și își doreau tare mult să mă promoveze și am fost foarte rapid promovat pentru tot felul de programe de leadership.
le făceam și eu, deci conduceam și eu programul lor de leadership pentru tineri. Și așa am ajuns să călătoresc în Laos, o țară care mi-a plăcut total foarte, foarte mult. Foarte săracă, un exemplu cum comunismul face praf orice. Și mi-a prins bine. Când m-am întors în România, n-am mai, adică cred că pentru 6-7 luni nu m-am mai plâns de nimic. Deci a fost, băi, stai, noi suntem cu totul altceva și o ducem foarte bine. La fel când m-am întors din Cambodgia. Cred că ar trebui să facem cu toții terapie în Cambodgia sau în Laos. Ne-a prinde bine. Câteodată îți prinde bine și în Moldova, deci nu e foarte departe. Spui în carte la un moment, da, că detestai comunismul din toată inima, da, aveai cât 18 ani când a căzut Ceaușescu și că ai devenit liberal ilegalist, da, că erai un liberal înveșunat. Ai rămas așa? Da, clar. M-am schimbat. Asta, sunt puține lucruri care nu le-am schimbat, dar ăsta e unul pe care nu l-am schimbat. A fost așa, am găsit la un moment dat o carte a lui Paine, tradusă în română, cred că eram pe la 16 ani. Și am citit cartea aia și mi s-a părut, ia uite mă ce bine zice omul ăsta, deci cam așa ar trebui să funcționeze. Și am rămas, da? Dar sunt liberal clasic, deci nu sunt nici liberal. Da, am înțeles, de-aia întrebam, că îmi plăcea, știam că în direcția asta o să mergi, da? Nu liberal în sensul, mă rog, american. Da, nu. Nu de dreapta, nu de stânga. Deci, vreau să evocăm o altă lectură de-a ta de la, cred, 15 ani, nu, câți ani aveai? Când era? 95, nu, deci aveai mai mult. Sau când 20. Era? A, nu, aia cu Platon? Cu Platon. Da. Între 14 și 16 ani. Bravo! Așa, spune povestea că este adorabilă. Da, deci aveam un... Mama lucra la sala de operație, iar la sala de operație, mama fiind țigancă, a încercat să angajeze câțiva țigani. De ce zic țigancă? Încă maică-mea urăște să-i zic romă. Când am venit eu plin de fițe și am explicat, băi, de acum încolo ar trebui să zici că ești romnie, că așa e corect, maica mea s-a enervat, mi-a zis, ce îmi spui tu mie, cum mă cheamă, cum pot eu să-mi zic mie, ești nesimțit, ce ai? În sfârșit, și angajat doi brancardieri, dintre care unul era Cristi. Cristi era foarte talentat, deci un cântăresc cânta la nunți și șmechera și frumușel și super curvar. Și el m-a luat tot timpul când veneam la maică la servici, hai mă Valeriu, hai să prezint, nu știu ce, hai să facem. Hai. Și eu eram tot timpul, citeam. Asta era un pic confuz, băi, se lăuda cu mine. Deci mă duceam, mă prezenta la toți doctori, uite băiatul doamna Ileana, ce deștept e ăsta, citește tot timpul, nu știu ce. Și la un moment dat eram, citeam acolo și vine Cristi și vine la mine și mă întreabă, ce e cu tine? Că parcă nu ești în regulă. Și eu zic, sunt aporetic. Și ăsta se uită așa la mine, ce ești? Aporetic. Bine, i-am explicat după aceea cu Plato, cu ăla. Ce e o aporie. Da. Trec ani și ajung, lucram pentru... Aveam un contract cu Comisia Europeană și mă trimiseseră să mă duc în campusurile de rom din Italia. Și am vizitat mai multe, unele super nenorocite, vai de mama lor, și am ajuns lângă unul, pe lângă Roma, la vreo, cred că 20-30 de kilometri de Roma, lângă autostradă. Și ajung acolo și dau peste Cristi. Cristi era acolo. Și mă ia în brațe, hai să te pui, băi, ce faci, uite, ne apucăm să povestim, stai la masă, hai să aducem, să mâncăm. Și la un moment dat se apucă și urlă așa, aporio, fă aporio, adu niște apă și dă-i lui naștul. Și a venit aporia, care e fica lui Cristi, ne-a dus apă. Și după aceea am leșinat la faza următoare, încă mi-a explicat încă fiul aporiei, bineînțeles, Platon.
Mi se pare absolut genial, da? Ca băiatul aporiei să fie Platon. Asta este filozofia trăită. Mă gândesc așa că tu citeai în anii 80, nu? Ediția patronată de Noica. Da, da, da. Aia era, mă rog, ediția care apărea atunci. Bun. Deci cumva sunt înrudit cu aporia și cu Platon cel mic, da? Pentru că și eu citeam tot atunci cărțile astea, da? Și uite unde duce influența lui Noica. Da, exact. La Roma cu aporia și Platon, da? Este extraordinar. Dar ai menționat-o pe mama ta și e foarte prezentă în carte. Foarte prezentă. Mama e foarte prezentă oriunde. Deci dacă ești într-un grup și e mama acolo, imediat poți să-ți dai seama că e mama acolo. Deci are o energie de asta super, plină de energie și lumea se strânge cumva în jurul ei. Deci noi când am venit în Craiova, toată lumea a fost la țigani, vai de mama ei, ce caută țiganca asta aici la blog la noi. E, în câțiva ani a ajuns, mama era centru social al tuturor blocurilor din jurul nostru. Deci făcea murături la toată lumea, cozonaj la toată lumea, injecții la toată lumea. Și acum, deci la maică mea, dacă te duci, ai 83 de ani, în fiecare zi, deci e super enervant, că în fiecare zi are 2, 3, 4 oaspeți pe acolo. Care... Ea se uită acum la noi sau... Nu știu, probabil se uită, probabil. Că e super curioasă. Știi de ce întreb? Că mi-ai spus un secret, că îi place papionul. Da, da. Da. O să-mi scoată ochii, da, clar, o să-mi zic că iarăși m-am dus îmbrăcat aiurea la emisiune. Nu, că și eu sunt îmbrăcat aiurea. Că ție zic domnul paleologul. El ar vrea să te vadă cu papion. Da, da, da. Da, vreau să te întreb ceva. Eu am aici un papion. Să spui dacă să mi-l pun pentru ea. Cred că s-ar bucura în mod cinstit. Bine, îl punem și după pauză, că acum intervine pauza publicitară, o să fiu ca scos din cutie cu papionul și continuăm după pauză să vorbim despre cartea lui Valeriu Nicolae, Țigan Țăndări. Salut! Noi suntem Bringo, oamenii care fac cumpărăturile pentru tine așa cum le face tu. Ești inventatorul de salate? Scrie-ne cum preferi coriandrul. Și fii sigur că nu-l confundăm cu pătrunjelul. Ești uitucul familiei? Shopperul tău personal poate să adauge produse în comandă chiar și după ce ai plasat-o. Ești căutătorul de promoții? Cu Bringo ai livrare gratuită pentru prima comandă. Descarcă aplicația și convinge-te! Thievery Corporation revine la București luni, 27 iunie 2022, la Arenele Romane. Duoul american de muzică electronică, alături de Full Live Band, revine la București pentru un live electrizant organizat de eMagic și The Fresh. Bilete pe tickets.emagic.ro și în rețeaua Ia Bilet, cântat de Radio Guerilla. Sărbătorim alături de 21 Pilots lansarea albumului Scaled and Icy în cinematografe. Pe 22 mai, Josh și Tyler duc experiența concertului la nivelul grandios al marelui ecran. Culoare și candoare, secvențe nedifuzate până acum, cântecele care i-au făcut celebri, toate te vor imersa într-unul dintre cele mai eclectice și creative acte muzicale. 21 Pilots, o experiență cinematografică, se difuzează într-un singur spectacol, doar pe 22 mai, la cinematografele din România. Bilete disponibile la casele de bilete sau online de pe site-urile cinematografelor. Plăcut de Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Gata cu Mercur retrograd. Simte alinierea perfectă a distracției cu experiențele de neuitat. Hai să celebrezi 12 ani de San Plața printr-o călătorie galactică. Expediția VR în spațiu te va încărca de energie pozitivă. Pământul gigantic și luna uriașă îți prezic selfie-uri fabuloase. Vino între 15 aprilie și 27 mai la o aniversare cu extra atmosferă, fără limite. San Plața. Destinație de senzație. Magia primului festival al verii se trăiește alături de Coca-Cola. Pe 3-5 iunie ne vedem la Saga Festival pe Arena Națională în fața celui mai fresh lineup: Deadmau5, Marshmello, Tiesto, Afrojack și mulți, mulți alții.
teatru coregrafic pe muzica lui Mozart și texte de Gigi Căciuleanu în one-man show-ul Eine Kleine Nacht Music de sâmbătă 21 mai la Arcub Gabroveni. Spectacolul interpretat de Larry Georgescu, Eine Kleine Nacht Music, este prezentat de un teatru în cadrul stagiunii artelor performative. Detalii și bilete pe arcub.ro. Proiect organizat de Primăria Capitalei prin Arcub. Plăcut de Radio Guerilla. Nu mai aștepta ca Nicula. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy și ia-ți orice aparat de aer condiționat împreună cu serviciul de instalare. Iar ca totul să fie perfect din prima, noi îți vom programa livrarea și instalarea aparatului de aer condiționat în același moment. Ofertă valabilă în magazinele Altex și Media Galaxy. Detalii în regulament. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Radio Guerilla. Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Valeriu Nicolae și în timpul pauzei mi-am făcut papionul ca să-i facem plăcere mamei tale, Valeriu. Mă faci pe mine gelos că habar n-am cum să pun un papion. Da, cred că nici Patapievici nu știe să-și facă nodul la papion. E o știință foarte complexă. E o știință foarte complicată și glumesc, evident. Și nu-mi plac papioanele gata făcute. Numai alea pe care le faci singur. Ăsta provine dintr-o călătorie de studiu la Bologna. Da, a ținut Ioana să-l cumpărăm, deci e foarte important. Bun, e o amintire. Hai să revenim la mama ta, că e personaj principal, aproape, aș zice, în carte, pentru că ea te-a îndemnat în mod constant să fii serios, disciplinat, să înveți, adică cumva ți-a pus cartea în mână. Și îmi ziceai că este o persoană care citește. Da, mă interesează ce citește, de ce a ținut atât de mult la carte. Că asta e o mare problemă. Da? Sincer, nu știu. Uite, asta n-am întrebat-o niciodată ce a făcut-o pe aia să citească. Dar cel puțin de când e la pensie. În timpul când muncea, avea foarte mult de muncă și citea. Era o revistă medicală care o primeam, aveam abonament și citea la aia. Dar după ce a ieșit la pensie, a ieșit prin 90-91 parcă, noi a început să citească foarte serios. Și acum, deci, îl citește pe domnul Pleșu, m-a chinuit să iau autograf de la domnul Pleșu când a aflat că îl cunosc. Deci citește mult. E pasionată de Pleșu. Da, 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 îi place foarte mult. Ce anume îi place în mod special de Pleșu? Ce? Se pare... Bine, ea că citea Dilema și mai îmi zicea mie, Valeriu, nu poți tu să fii mai elegant, uite așa cum e domnul Pleșu. Bine, mă, nu prea pot, că nu suntem deloc comparabili. Domnul Pleșu a citit vreo 2-3 biblioteci mai mult decât am citit eu și nici nu cred că am șansa să-l ajung prea repede. Dar citește mult. Foarte mult. Cred că citește minim o carte pe săptămână și își place să povestească, deci e foarte activă. Mi-a plăcut Steinhardt foarte tare din scriitorii români. Mama e și religioasă, deci e ce înțeleg prin religioasă, nu numai că crede în Dumnezeu, dar încearcă să aplice. Să fie, da, exact. Deci da, mai de cartea lui Steinhardt de predici, Dăruind vei dobândi, e una dintre cele mai frumoase cărți din secolul 20. Și eu o pun cel puțin la egalitate cu cealaltă capodopera lui, și anume Jurnalul fericirii. Da, predicile lui Steinhardt sunt superbe, sunt mama ar fi de acord cu tine. Da, bănuiesc că asta buchisește. Da. Deci chiar nu am discutat despre asta cu ea și știu că i-am dat, bine, am discutat despre Jurnalul fericirii și zicea la fel că da, e bună, i-a plăcut tare, dar preferă predicile. Ah, foarte interesant, foarte interesant, avem aceleași gusturi. Da. Bine, mama, deci ce am apreciat eu la ea e că ea nu mi-a acceptat niciodată niciun fel de scuze. Deci la mama să vii cu scuze, stai că am fost bolnav, că a zis nu știu ce
profesor, că n-as țigan, că nu mi-au dat nota care a mers, n-a mers niciodată. Deci nu a funcționat. Și la mama nu pot să ai scuze. Și la ea e dacă ea tot timpul mi-a spus în felul ăsta, bă, ai avut noroc să fii deștept, trebuie doar să tragi mai tare, să muncești mai mult și asta e. Că norocul vine cu responsabilitatea. O să spun o întrebare tâmpită. Știu că e tâmpită, dar așa, de dragul de a pune întrebare. Nu a zis că, uite, atunci când ai candidat independent, e vina ta că ți-au lipsit 16 voturi. Ba da, exact asta mi-a spus. Așa ți-a spus. Da, exact asta mi-a spus, da. A zis, bă, dacă voiai să așa, făceai mai mult. Deci tu te-ai prostit acolo, nu? Dar aici trebuie să spun două lucruri. Unu, am candidat și eu independent și știu cum e și trebuie să spun că ai bătut recordul. Pentru că recordul înainte era cel stabilit de mine. În 2016 am câștigat concursul de înălțime la pitici. Ei bine, la următoarele alegeri în 2020 mai depășit, ai avut mai multe voturi, poate că data viitoare cineva chiar o să reușească. Dar pe de altă parte trebuie să spun, eu sunt foarte fericit că nu mai fac parte din Parlament. Adică și pentru tine ar fi fost o belea îngrozitoare să fii membru în Parlamentul ăsta și cred că ți s-ar fi făcut greață. Oh, clar. Da. Deci am discutat asta cu oamenii apropiați mie și spuneam asta, că e foarte bine că nu am reușit, încă cel mai probabil mi-aș fi dat demisia. Ceea ce ar fi fost în sine un gest extraordinar. Da, dar nu aș fi dezamăgit oamenii care m-au votat. Adică, na, oamenii m-au votat să fiu acolo, nu cred că aș fi rezistat. Deci mi se pare că în acest moment parlamentul nostru e slinos, ca să folosesc un eufemism. Trebuie să îți spun ceva, că în legislatura 2012-2016, când am fost a doua oară deputat, eram oripilat de ce vedeam. Mi se părea groaznic, eram dezgustat. Și mă gândeam că nu se poate mai rău. Ei bine, s-a putut. E mai rău acum decât în legislatura 2012-2016. E o degradare constantă și te întrebi unde se termină. De altfel, cu asta trecem la alt mare subiect, unde trebuie să spun că faci o treabă extraordinară. Ai răbdarea și pe undeva mazochismul să iei la puricat CV-urile parlamentarilor. Da. E și mazochism. E și mazochism, da. Pentru că este îngrozitor de plicticos să te tot uiți la CV-uri falsificate sau la CV-uri de, mă rog, mediocrități în cel mai bun caz, de fapt cel mai adesea nulități chiar. Bun, asta, bine, e un pic și pe cum e construit creierul meu. Deci nu am fost un programator bun, dar am fost un debugger foarte, foarte bun. Deci puteam să văd în programare locurile unde se fac greșeli. Deci eu funcționez foarte bine pe a descoperi greșelile în tot felul de lucruri. Uh-huh. Și atunci... Ești foarte bun la găsit nod în papură. Exact, da. Sau așa. Asta e probabil cel mai... Și mă amuză. Deci nu e chiar plicticos. E și amuzant. Deci, mă uit de exemplu, azi m-am uitat la CV-ul domnului Căciu. Și domnul Căciu scrie în CV-ul lui că el e avansat la engleză. După aceea m-am uitat într-un CV al lui de engleză în care, evident, omul e cel mult mediocru. Deci CV-ul ăla are îngrozitor de multe greșeli în engleză. După aceea m-am uitat, omul zice, se prezintă ca și cum ar fi un fel de om de știință. Deci am publicat peste 600 de articole pe specialitate. Deci sună, stai puțin, e o somitate, cine a? Și după aceea te uiți și vezi că de fapt niciunul din articolele ăla nu e un publicat de cineva serios. Adică el spune că a publicat 600 de articole prin publicațiile pe care le-a făcut pe blogul lui și pe Facebook. Deci e un nivel de impostură. Deci n-are nici măcar un singur articol ISI și pe specialitatea lui. Specialitatea lui fiind ce? Macroeconomie.
Cel puțin așa zice el, încă am dubii mari că asta ar fi specialitatea lui, că omul a lucrat toată viața lui la Ministerul Agriculturii și nu prea înțeleg cum se Ministerul Agriculturii cu macroeconomie, dar în sfârșit, asta e. Nu avem prejudecăți. Da, exact. Da. Și, deci, au ăștia niște cariere de te doare cap. Deci n-a făcut nimic până la 27 de ani. Deci nimic. Scrie că e că a fost consultant de vânzări. Sunt și eu foarte curios cum era prin 92-93 să fii consultant de vânzări. Ce îl consultai pe ăla cum vindea blugi din Turcia? Ce făceai? La rulmenți? Ce consultant? Și la o firmă de asta de n-auzi nimeni în viața lui. Deci, și din consultant, omul ăsta devine direct, deci fără niciun fel de problemă, șef al corpului de control la Agenția Domeniilor Statului. Deci, așa, la 27 de ani, pac, ce vrei tu să te faci? Ce fac corpul de control? Hai! Trece. Și așa sunt foarte mulți. Deci e un nivel de impostură incredibil. Da, uite, te rog, vorbește puțin și în emisiunea asta, pentru că ai făcut-o în repetate rânduri, despre acest proiect, Integritatea pe Bune. Dacă e acum chiar... putem vedea adresa site-ului integritatepebune.ro. Vă invit pe toți să vă uitați la acest site. Vorbește-ne despre proiect. Bun, am început. La un moment dat am zis, stai puțin că nu e îndeajuns, că dacă fac eu de unul singur, nu ajut cu nimic. Și am zis, hai să încercăm să ne strângem mai mulți, cu cât ne strângem mai mulți, cu atât vor afla mai mulți oameni. Și am dezvoltat o întreagă metodologie, cum facem cercetarea și ne uităm la toți parlamentarii români. Am publicat deja primii 50 și urmează de curând să-i publicăm pe următorii. Rezultatele au fost catastrofale. Deci nu m-am așteptat, la nivelul ăsta de impostură chiar nu m-am așteptat. Și ce facem? Noi facem o analiză foarte complexă, deci ne uităm la toate documentele publice plus la cadastru, deci declarații de avere, declarații de interes, registrul firmelor, CV-urile lor, toate procesele în care oamenii ăștia au apărut și ne uităm și la rudele lor de gradul 1 și vedem și declarațiile lor și toate. Și de acolo rezultă o bază de date foarte mare, foarte importantă din punctul meu de vedere și portrete ale politicienilor noștri care, din păcate, sunt îngrozitoare. Marea lor... Proiectul ăsta, de fapt, începe cu cartea cealaltă, cu nu tot ei. Nu tot ei, da. Deci am încercat, de fapt, și m-am străduit mult timp, deci m-am străduit vreo 2 ani să conving partide politice și am încercat la USR și la PNL. Încercat să le vând ideea, să le spun, măi, uite, faceți treaba asta, folosiți chestia asta, uite cum se face, vă creezi o bază de date, nu mai folosiți. Eu încă e foarte important să curățăm clasa asta politică nemernică. Bineînțeles, au considerat că nu sunt deloc interesați de așa ceva. Bun, la PNL înțeleg foarte bine de ce. La PNL-ul, la oamenii ăia de la PNL care sunt cât de cât ok, am încercat, încă nu m-am dus la... Adică cine? Ludovic Orban și Alexandru. Da, Violeta Alexandru. Că, mă rog, nu prea sunt mulți la nivelul PNL. Bun. Ce drept am încercat la un moment dat și cu Câțu, dar Câțu, îmi dau seama cum mai e cu tot complicat, mai complicat. Încearcă la Ciucă. Da, bună idee. Da, te rog, încearcă la Ciucă, eu cred că v-am îmbrățișat cu entuziasm ideea asta. Da. Și eu zic la fel. Da. Ciucă, pentru frutul. Să nu uităm că totuși Universitatea de Apărare este o, mă rog, o mecă a doctoratelor din România. Ea și Academia de Poliție. Dar e îngrozitor. Deci la Universitatea Națională de Apărare sunt numai 196 de doctoranți, ceea ce înseamnă că sunt mai mulți doctoranți la studii de securitate decât sunt la management
și economie împreună la ASE. Deci te doare mintea. Da, sunt și domeniile astea parazitare, studiile de securitate. Mă rog, eu cred că și studiile de gen sunt studii parazitare foarte adesea, foarte adesea, nu întotdeauna. Evident că există și o bază serioasă, dar vorba de proliferarea unor domenii unde e foarte ușor să obții o diplomă, da? Studiile de securitate. Iar în cazul Universității de Apărare, fosta Academie Militară, este totuși foarte preocupant pentru că e vorba de o instituție fundamentală în țară, da? Adică dacă și la nivelul conducerii armatei avem impostura asta răspândită, ce mai facem? Adică e măcar armata să fie cât de cât păzită de impostură, dar iată că nu e cazul. Nu, e o grozăvie. Ce s-a întâmplat acolo e o grozăvie. În ciuda faptului că regulamentul intern al universității e foarte bun, dar nu l-au aplicat. Deci ar fi trebuit din 2006 să publice în fiecare an nu numai care sunt doctoranzii, dar care sunt și conducătorii lor de doctorate și publicațiile acestora. Tot regulamentul lor, deci regulamentul pe baza căruia funcționează, spune foarte clar că doctoranzii trebuie să coordonatorii de doctorat trebuie să aibă doctorat, să aibă un doctorat care reprezintă o idee originală pe plan național sau internațional. Sunt o mulțime de doctorate cu același nume. Da, cu același titlu, fix același titlu. Da, acum trebuie spus ceva, că observăm și în privința doctoratelor un fenomen recurent în România, și anume, pe de o parte, conturnarea regulilor, în cazul ăsta impostura, dar și excesul de reglementare. Pentru că în România există reguli care nu există nicăieri în altă parte. În orice domeniu, da, dacă vrei să faci o cafenea, în România e mult mai greu decât în Franța sau în Italia sau într-o țară normală. Sunt tot felul de reguli pe care le inventează funcționarii noștri. La fel e și cu doctoratele sau cu anumite funcții universitare. Da? Sunt condiții care nu există decât la noi. Dar merg mână în mână cele două. Pe de o parte impostura și suprareglementarea. Și reguli care, de fapt, sunt pe hârtie și nu se întâmplă nimic cu ele. Liberalismul chiar asta spune. Dacă vrei să crești nivelul de corupție, suprareglementezi. Gândim la fel. Stai, așa e. Problema asta e, cu cât sunt mai multe reguli, cu atât va fi corupția mai mare. Deci, ideea asta că reglementăm toate chestiile și rezolvăm problema, nu s-a aplicat niciodată. Nu. Absolut. Funcționează. Da. Dar mai dă-ne exemple, că sunt foarte amuzante exemplele de impostură. Oricum le urmăresc, da? Deci cei care ne ascultă acum probabil au citit câteva dintre ele, dar mai dă-ne exemple, că sunt savuroase. Ai de toate. Deci ți-am povestit, e tipul ăsta de la, deci primarul de la Motru. Deci primarul de la Motru ăsta mi-a scăpat, nu știu ce a făcut. Dat în judecată de DNA și nu mai poate să participe la alegeri. Fisu e în Parlamentul României, foarte apropiat de Dragnea. Ca să evite o problemă foarte mare, băiatul se duce și candidează la Motru. Și bineînțeles câștigă. Dragnea are nevoie înapoi de el în Parlament, că și la el era dita mai problema cu pușcărioara. Așa că băiatul participă și la alegerile pentru Parlament, le câștigă și pe alea, părăsește funcția de primar, se organizează alegeri și ghiși cine câștigă primăria. Bineînțeles, frate-su. Valeriu, aici se simte că ești invidios.
Exact. Ajungi în Parlament, ți-au lipsit 16 voturi din vina ta, așa cum spune exact. Mama ta. E ciudă că acest performer extraordinar a reușit de atâtea ori. Frumos îți ceade. Da. Și după aia mai sunt invidios pe câteva doamne. Una furtună, care a reușit să trăiască, nu știu, 7 lei pe zi, an la rândul. Deci asta în timp ce avea o mașină, un Land Cruiser, deci o mașină de vreo 50-60 de mii de euro, o vilă de vreo 200 de metri pătrați și un apartament în București. Să știi că și de data asta o să te combat, pentru că nu faci distincția între proprietate și pur și simplu faptul că uzezi de ceva. Eu cred că această doamnă este o adevărată creștină de orientare franciscană, da? Cum scrie în Evanghelia lui Luca, fericiți cei săraci, punct, da? Da. Cei săraci. Eu cred că ea duce o viață de deplină sărăcie și, mă rog, mai uzează de diferite, mă rog, o mașină, ceva ce îi se pune la dispoziție, nu înseamnă că sunt ale ei. Păi asta zic și eu, preasfânta doamnă Furtună, deci exact. Eu zic că merită. E depus în calendar. Exact. Și mai e o doamnă de la partidul domnului Voiculescu care a reușit să trăiască cu minus 47 de lei pe zi. E, a făcut și acte de caritate. Da, ea și Iisus, deci a multiplicat pâinile. Parcă prevăd că vei fi iarăși mâncat de invidie când va fi plebiscitat fiul lui Piedone, da, ca primar la sectorul 5. Eu cred că asta ne paște. Da, ne paște și mai rău. Ne paște fie fiul lui Piedone, fie fostul primar Florea, deci unul dintre ei. Treaba și mai haioasă, deci la primarul Florea, e că nevasta, deci nevasta care a lucrat în privat la o bancă, a ajuns la nuclear electrică. Mă, deci s-a specializat, ea era acolo la o filială de la bancă, teller, deci o persoană foarte importantă care îți dădea bani când cereai. E, brusc, omul a devenit primar, s-a explodat știința nucleară în ea. Și am avut nevoie de marea specialistă, doamna primar, la nuclear electrică. Că doar nu era să fim lipsiți de bun simț să... Spune-mi, există cumva o instituție de stat, vreo companie publică în care să nu fie așa? O exista, dar eu n-am descoperit-o. Deci... Nu, aș fi să punem problema invers. Bun, facem lista cu... instituții gangrenate de impostură, companii de stat ocupate de, mă rog, tot felul de creaturi de astea. Dar există măcar ceva care să nu fie atins de această gangrenă? N-am găsit, deci n-am găsit. La Intertrans, deci Intertrans e un institut ăsta făcut pentru niște sinecuri la CFR. Și nenea ala de acolo care n-are nicio treabă. Deci băiatul i-a fost fiul unui avocat celebru al avocatului lui Becali și a trecut din funcție în funcție. Așa, și primea vreo 7300 de euro parcă era salariul lui la Intertrans. E demonstrat că omul e mega impostor. Acum câteva zile l-au mai... Deci după ce a scris în Libertate a demonstrat foarte clar, fără replică, omul nu a contestat nimic. Deci n-a avut niciun fel de problemă. E, a mai fost pus pentru încă 4 ani acolo. Da, Valeriu, uite, spuneai că citeai în adolescență pe Platon. Da? Și evident ai citit despre destinul lui Socrate. Da? Că un prieten, Cherefon, s-a dus la Delphi și oracolul din Delphi a spus că Socrate e cel mai înțelept om din lume. Și Socrate n-a crezut. Și toată viața lui a căutat pe cineva mai înțelept decât el. Și după o viață întreagă a spus că n-a găsit. Acum, și am impresia că și tu ai fost la Delphi și că oracolul ți-a spus că există în România o instituție onestă. Există în România o instituție integră și tu o vei căuta toată viața și între timp voi scrie un raft întreg de rapoarte despre impostura generalizată. Eu mai degrabă cred că o să descoper
inelul lui Giges, știi? Giges, da, ce cu inelul lui Giges? Păi ăla, cred că, știi că e dialogul ăla între Plato și cei doi discipoli ai lui, discută, stai, cum funcționează justiția și că trebuie, cum facem cu justiția. Și vine, nu mai țin minte cum îl chema pe studentul ăla lui și zice, bă, lasă! Glaucon. Glaucon, exact, Glaucon. Și Glaucon îi zice, hai să ne imaginăm partea aia cu inelul lui Giges. Așa. Că dacă pui inelul, că era un țăran care a dat de un inel, a descoperit că inelul ăla îl face invizibil și ce s-a întâmplat? S-a dus, a jefuit visteria, așa, s-a culcat cu nevasta regelui, deci a făcut. E, câți dintre noi n-am face același lucru? Eu cred că asta e problema noastră. Câte inele există în România? Toată lumea. Deci sunt prea multe inele. Da. Deci nu știu ce în dracu s-a întâmplat, dar la noi sau au reușit ăștia să-l multiplice. Deci avem o chestie, o mică fabricuță de inele de felul ăsta. E plină lumea de... Da. Mă rog, poate că o să găsești cândva. Da, poate găsim și noi, da. Eu cred că de-aia vrei să creezi acum o grădiniță, ca măcar aia să fie pe bune. Da, asta cu grădinița trebuie să zic. Deci noi facem, uite, deci chiar înainte de a intra, am reușit să, în apartamentul nostru, am mutat niște refugiați din Ucraina și mă bucur tare mult că am reușit să fac treaba asta. Care au stat și la noi, dar la mine acum am copii în tabără, deci la Casa Bună sunt copii în tabără și poveștile sunt oribile, deci copii care trăiesc fără părinți sau cu părinți care n-ar trebui să fie părinți, că, na, dacă te duci acolo se zbârlește părul pe tine, deci... Printre gunoaie se spălau, în timpul verii e bine că se pot spăla în fântânile arteziene. Și noi lucrăm cu copii din ce în ce mai mici. Acum am început, luăm de la 4 ani. Și facem sâmbătă, facem cu ei grădinița. E, copiii care au trecut prin grădinița noastră merg mult mai bine la școală decât ceilalți. Dar mult, mult mai bine. Și de asta am zis, ok, ar trebui, hai să încercăm să facem o grădiniță și să o facem să funcționeze 6 zile pe săptămână. Ai grijă să nu vă interzică Ministerul Educației, că faceți treabă bună. Păi da, exact. Da. Păi știi cum facem? Nu, serios. Deci o casă bună e casa cumpărată de mine, cum e la tine, Casa Paleolog. E, și eu iau de la părinți, îmi semnează părinții că vor să vină copiii la mine. Fiindcă altfel, deci să obții toate acreditările, toate nebuniile, da, e o tâmpenie de statul, cum spui tu, suprareclementează. Deci sunt niște... Face imposibil orice inițiativă, da. Deci ar trebui să-mi fac control psihologic la fiecare 6 luni. Dar nu numai eu, toți care lucrează cu copii. Deci sunt vreo 500 de oameni care lucrează cu copii care ar trebui să ne facem control psihologic la fiecare 6 luni, că așa vrea statul ăsta nebun. Deci dacă vreau să ajut pe cineva, trebuie să-mi fac control psihologic la fiecare 6 luni. Că cumva statului e frică ca nu cumva să fim toți criminali în serie. Sau te doare mintea. Valeriu, hai să facem o scurtă pauză publicitară și revenim pentru concluzii. Ok. Dacă vrei să-ți cumperi ceva fenomenal, ai nevoie de un credit foarte personal. E ușor să-l iei. Fii puțin atent. Creditul îl iei direct din Homebank. Te loghezi și întâi vezi la ce sumă te încadrezi. Urmezi pașii, apoi aplici. E ușor, n-ai ce să zici. Dai cu Homebank și banii ți-au intrat ca să mergi să-ți cumperi tot ce ai visat. Oriunde ești tu, e și Homebank. Cu creditul ING foarte personal, luat instant direct din aplicație. Hai să încerci Homebank, internet banking de la ING. Află mai multe pe ing.ro. Hoverphonics sunt mad about you și știm că și tu ești mad about them. Așa că nu trebuie să-ți scape cele 3 show-uri din România, de la București, Brașov și Cluj-Napoca, unde trupa belgiană revine în luna mai în formula de aur care i-a consacrat.
Vancouver Phonic pe 21, 22 și 25 mai la Cruachan Music Halle, Forum Space și Arenele Romane, trei show organizate de Best Music. Bilete pe iabilet.ro, cântate de Radio Guerilla. Două singurătăți despre roman în America Latină. Mario Vargas Llosa în dialog cu Gabriel García Márquez. O conversație uitată de la începutul carierei celor mai mari nume ale romanului latinoamerican. Doi scriitori de geniu, două viziuni artistice, două modalități de a spune și imagina povești. Două singurătăți. Mario Vargas Llosa în dialog cu Gabriel García Márquez. Un volum care îi atrage pe cititori în laboratorul unde realitatea și biografia se transformă în ficțiune și mit. Carte publicată la Humanitas Fiction. Citită de Radio Guerilla. La început de vară se întâmplă 4 ani de Camping Fine, sau mai bine spus, proiectul oamenilor cu spirit fine. Între 3 și 5 iunie sărbătoresc alături de noi tot 4 ani și iarba fiarelor. Și ne vor mai bucura cu prezența Not So Common DJ, Netty Net Selecta, Spirit Sounds și mulți alții. Bilete în rețeaua Entertix. Rezervări pentru campare și cazare pe campingfine.ro. Camping Fine este avantpost Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Luai cârligul umorăși cu tâmbarea, feci în sus, în sus, în feci cărarea. Salutare, sunt BNMC și am onoarea să vă prezint primul eveniment al Centrului Cultural Subcarpați. Vă invit la sărbătoarea armânilor pe 24 mai, Teatru Recul, într-un cadru curat, cu dans, cu muzică de la hoare și voie bună specific armânească, iar a doua zi, pe 25 mai, vă invităm la Guest House, la concert tumbe cu Marea la Voce. Mulțumim Radio Guerilla pentru susținere! Tu, da, tu, cum îți lași amprenta asupra viitorului? Galeria Galateca și Asociația Culturală Neo Art Romania lansează în perioada 12-21 mai 2022 ediția pilot a proiectului CS Week, Săptămâna Creativității Sustenabile. Prin artă. Aducem împreună comunități, artiști, industrii creative, mediu corporate, activiști, ONG-uri și publicul larg pentru 10 zile cu expoziții, artist talks, seri de film, performance, conferințe, ateliere, evenimente și tururi dedicate. Harta Săptămânii Creativității Sustenabile prezintă traseul celor 12 instalații de artă, expoziția de la Galeria Galateca, dar și alte 20 de locații colaterale. Amprenta sus, băi oameni buni. Detalii pe csw.ro și galateca.ro. Plăcut de Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope pentru ultimele minute. Vorbeai de testele psihologice. Eu am o poveste exact pe dos. Și anume, când am fost numit ambasador în 2005, am făcut examene medicale înainte de plecarea la post. M-am dus la policlinică, mi-a luat sânge, mi-a făcut tot felul de analize și mi-a spus că s-a terminat. Și o întreb pe doctoriță, dar un examen psihologic nu-mi faceți? Și i-am spus, nu, examenul psihologic e pentru ceilalți, nu pentru șefii de misiune. Și am spus, doamnă, dacă e ambasadorul Diliu, îi dilește pe toți. Tocmai ambasadorul trebuie testat și chiar mai riguros decât ceilalți angajați. Bine, bine, dacă vreți. Și mi-a făcut un test psihologic. Și bine mi-a făcut că am plecat cu inima ușoară. Mi-am zis că nu voi nenoroci pe nimeni. Da, eu cred că dacă s-ar face test psihologic obligatoriu pentru parlamentare, s-ar înjumătăți parlamentul. Mi se pare o măsură antidemocratică. Oamenii trebuie să voteze orice nebuni vor. Uite la doamna Șoșoacă. Da. Ea e cazul cel mai flamboiant, dar sunt atâția și nu numai la noi. Nu numai la noi, sunt alții care au câte o păsărică. Sau chiar mai multe. Multe, da, exact. Da, ziceam de asta, de grădiniță, încă toate eforturile noastre în momentul ăsta e să reușim să facem grădinița asta și de asta și cartea asta Țigan Țândăr, a fost, eu nu câștig nimic din ea, toate fondurile, deci tot ce plătiți se duce la Casa Bună. Și nu numai asta, dar ce mi s-a părut fabulos a fost că deși nu am publicat cartea cu editura Humanitas, care a vrut să mă publice,
Humanitas o vinde la fel fără câștig, Imago o vinde la fel fără câștig și Librăriile Cărturești. Noi toți zicem asta că a face bine e molipsitor, uite că de data asta chiar a funcționat, chiar a fost molipsitor. Sper da, să și spui aici chiar pe copertă că avem nevoie să vindem cam 20.000 de cărți pentru a reuși acest proiect. Și înțeleg că ați vândut cam jumate din ce era necesar. Da, adică da, da. Aproape 10.000, nu? Peste da. 9.000 de exemplare, mi se pare extraordinar. Da, ce drept eu n-am știut că cam cum se vinde cartea în România când mi-am propus să vând 20.000, dar mi s-a spus că 5.000 e un bestseller după ce am comandat că o să facem 20.000. Deci m-am gândit că oricum Nuțu Cămătaru a vândut cartea despre Nuțu Cămătaru, s-a vândut în vreo 70.000 de exemplare, poate reușim să facem o grădiniță bună. Păi stai, în cazul ăsta nu e bine să ai atâta succes, e semnul. Păi tocmai, dacă Nuțu Cămătaru a reușit așa, poate... Atunci eu cu câteva sute de exemplare cred că o să fiu for the happy few, nu? Asta spun pentru că zilele astea, chiar mâine cred, o să-mi apară propria mea carte, care este Povestea Casei Paleologu. Și cumva, hai să le discutăm în paralel. Da, de fapt, există asemănări în traiectoriile noastre. Deși la prima vedere e complet diferit, dar sunt multe asemănări. Amândoi am candidat ca independent, am reușit, amândoi facem o școală și eu mă gândesc să fac ceva pentru copii mai mici. Și tu publici pe cont propriu, și eu tot pe cont propriu. Am stat amândoi în America, eu 3 ani, tu 4 ani cu tot cu Canada. Ne-am întors, s-ar părea că n-am făcut așa rău. Deci sunt multe puncte. Și tu mâncai în copilărie, ce mâncai? Spui acolo cu un amestec de brânză, pâine și ce se mai găsea. Așa era și la noi. Mama ne făcea în fiecare zi păpăruță. Asta am mâncat toată copilăria, păpăruță, ceva făcut din resturi, din mămăligă, ce se mai... Ce era pe acolo, da. Da. Bine, Valeriu, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră, a fost o mare plăcere. E clar că trebuie să reluăm experiența. Așteptăm noi volume a instituției oneste din această țară. Mult succes în cercetările tale. Da. O să dureze 100 de ani așa de căutare. Merită, da. Mulțumesc de asemenea tuturor că ne-ați urmărit cu atenție și ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la emisiunea Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.